vrei libertate financiară, ai ideea de business, dar n-ai, n-ai finanțe. Păi, în primul rând, mă lămuresc ce vreau să vând, serviciu, produs, ce-o fi el, după care definez foarte clar care e poziționarea mea pe piață, unde mă aflu față, dacă există concurență, față de concurență. Dacă nu există concurență, există o concurență pe aceiași bani, adică oamenii de bani ăia cumpără ceva. Ce voi înlocui eu, vânzând eu ce vând? Și atunci aș căuta întâi clienții care sunt dispuși să-mi dea comanda. Nu aia care zic ce idee faină, ar fi o idee, dar ei nu știu nici cât costă, nici ce va face. Băi, știi, aș face un cactus mai cactus. Oh, ce idee faină. Dar nu întreabă nimeni cât costă, că vreau acum, că îmi trebuie 3 cactus, necactuși sau mai cactuși. Adică să știu ce voi vinde, la ce preț și să am deja primii clienți. După aceea voi găsi resursele pentru a aduce acel produs în mâna clienților și a lua acei bani.